și am cerut de la Dumnezeu un cuvânt pentru noi toți. Și cred din toată inima că cel care ne va vorbi în această seară este Dumnezeu care e prezent și a manifestat puterea și am simțit harul în această seară, binecuvântat să fie în numele lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu, am citit în această seară o expresie extraordinar de importantă pentru noi ca și credincioși, dată de Dumnezeul lui Nicodim. Folosește Dumnezeu acest cuvânt, un cuvânt clar, nu o confuzie, nu doare ce a vrut Domnul Iisus Hristos să spună, ci Domnul Iisus Hristos folosește un cuvânt atât de grozav și atât de important și atât de clar pentru noi, care spune așa: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Păi ce vreți mai clar decât atât? Nu e un cuvânt, oare ce a vrut Domnul a fost doar pentru evrei, că asta ne mai ascundem sub asta, era un obicei a evreilor, nu. Oamenii al lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos nouă ne vorbește în această seară clar. Drept răspuns Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun. Și când Domnul Iisus Hristos folosește acest verb, adevărat, adevărat îți spun, e pecetuit de Dumnezeu, e hotărât de Dumnezeu, nu există aici termen și timp pentru comparație, nu există aici timp de negociere, e hotărârea lui Dumnezeu. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nu a venit cu alte, dacă vreți, oferte. Dacă vei deveni penticostal, dacă vei fi în biserica Rugul Aprins, dacă te vei boteza în Iordan, dacă nu știu ce. Nu, oameni buni, Domnul Iisus Hristos a cerut și cere o singură condiție. Știți care? Nașterea din nou. Mântuirea nu se capătă, nu știu din ce familie faci parte, dacă ești de viță nobilă, dacă vii nu știu de unde. Nu, oameni buni, Dumnezeu nu se uită la fața omului. Fiecare om este creat de Dumnezeu în parte. Noi catalogăm pe oameni dintr-o parte și în alta. Dumnezeu privește înspre noi ca niște oameni creați de mâna Lui și atât, punct. Și în seara asta, tuturor oamenilor care suntem aici și care ne ascultă, Dumnezeu cere un singur lucru. Știți care? Nașterea din nou. Știu că sunt mulți. Ascultați-mă. Sunt mulți, că și eu am fost unul de la acela care n-am știut ce înseamnă ani de zile. Nașterea din nou. Dați-mi o definiție ce înseamnă nașterea din nou. Păi să fiu penticostal, să pun bani la biserică. Stau în post. Fac parte din viața noastră de credință. Oamenii lui Dumnezeu, știți de ce avem noi multă pleavă printre noi și spin? Știți de ce avem noi multă neghină printre noi? Pentru că noi nu știm ce înseamnă să fii un om născut din nou. Noi am știut că dacă ne botezăm, dacă facem parte din biserica din Ipsici sau din Florești, am crezut că dacă facem parte din biserica Rugul Aprins, ne este de ajuns. Mai venim și noi duminică la biserică, mai venim și noi când sunt invitați la biserică, mai venim și noi din când în când, când avem chef, și am crezut că cu asta rezolvăm problema. Nu, oameni buni, Dumnezeu cere mai mult decât atât. Ne cere să fim niște oameni născuți din nou. Oameni născuți din nou. Și în seara aceasta aș vrea să vedem niște dovezi, ce înseamnă, care-i omul născut din nou.
Niște dovezi date de Biblie, nu date de noi ca oameni, că noi suntem indulgenți, lasă-mă că ăsta e bun, mai am milă de el, ăsta e așa necăjit, a mai avut probleme, a trecut prin necazuri. Da, e adevărat, necazurile ne pregătesc, ne prelucrează, e metodă, e școala lui Dumnezeu care schimbă viețile noastre. Dar stimații mei, oameni al lui Dumnezeu, noi ca și credincioși avem nevoie de naștere din nou, avem nevoie de schimbarea vieții, avem nevoie de schimbarea minții, avem nevoie ca Dumnezeu să ne dea o nouă minte, să ne schimbe, metanoia, schimbarea gândirii, schimbarea traiectoriei vieții și viața noastră să fie schimbată de Dumnezeu. Ei bine, sunt aici oameni, sunt aici frați și surori, suntem aici o grămadă de oameni care spunem, da, dar eu m-am întâlnit, eu am o naștere din nou, eu sunt un om al lui Dumnezeu, eu sunt mântuit, eu dacă Domnul vine la noapte, eu merg în cer. Haideți să vedem. În seara asta, în baza cuvântului lui Dumnezeu, dacă viața mea și viața mea este conform voiei lui Dumnezeu și dacă Domnul vine în noaptea aceasta, intrăm în cer, în împărăția lui Dumnezeu. Că încă o dată spun, adevărat, adevărat spun, că dacă un om nu se naște din nou, ascultați-mă, e clar, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu, nu poți vedea. Indiferent câți ani ai venit la adunare, indiferent câte scaune ai stricat datorită faptului că ai venit la adunare, cu o statistică, scaune, acum dumneavoastră aveți bani, scaunele în biserică nu pot să reziste mai mult de 5 ani. Și dacă ai venit 20 de ani, imaginează-ți că Dumnezeu ai stricat 4 scaune. În 20 de ani de pocăință, 4 s-au schimbat. Că și noi le-am schimbat la Florești. Că din 5 în 5 ani trebuie să le schimb. Se uzează, se strică. Și eu am 20 de ani, eu 4 scaune am stricat în adunare, 4 scaune am tocit în adunare. Dar asta pe mine nu mă ajută, pe asta nu mă califică, dacă vreți, să pot să ajung în cer, în împărăția lui Dumnezeu, dacă nu am nașterea din nou. Și în seara asta vreau să citesc un verset foarte important care se găsește în 1 Ioan, în 1 Ioan capitolul 3, versetul 9. Haideți să vedem niște dovezi, stimații mei, a oamenilor născuți din nou. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Omul care e născut din nou, vă rog, uitați-vă la acest verset. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Păi ăsta nu mai păcătuiește. Păi frate, dar stai un pic, eu săptămâna asta... Omul născut din Dumnezeu nu mai păcătuiește. El trăiește o viață de sfințenie. El trăiește o viață de biruință. El este un om care s-a pus deoparte pentru Dumnezeu, că a avut întâlnirea cu Dumnezeu și viața lui este schimbată. Și omul acesta, el nu mai păcătuiește. Mă asculți în această seară? Înțelegem noi ce înseamnă o dovadă a nașterii din nou, că ești un om schimbat din Dumnezeu? E un om care nu mai păcătuiește. Și omul acesta, ascultați-mă, păcătuiește doar în mod accidental, nu premeditat. Că acum prea mulți oameni născuți din nou, spunem noi în ghilimele, avem în adunare, care pornesc de acasă făcând rău, care pornesc de acasă, spun, fac eu o cursă pentru ei, știu eu cum să o pun. Am eu o metodă și pornesc de acasă. Unii au mers mii de kilometri și măcar n-au avut sensibilitatea din partea lui Dumnezeu pe drum să-și schimbă gândirea, să spună, mă, las, îl iert. A avut curajul să meargă poate mii, sute de kilometri. Cu răutatea pornită de acasă, vă întreb, astfel de oameni sunt ei născuți din Dumnezeu? S-au întâlnit ei cu Dumnezeu? Nu oameni buni! Au o formă de evlavie, trăiesc o pocăință, trăiesc o viață fără de Dumnezeu. Omul care e născut din Dumnezeu, omul acesta păcătuiește doar, ascultați-mă, accidental, fără să-și dea seama. Pentru că suntem oameni, e drept. Și acum vreau să dau dreptate și celor care spun, frate, da, știi că noi suntem oameni, da,
Suntem oameni. Dar te întreb în această zi, în ziua în care ai păcătuit, ai plâns înaintea lui Dumnezeu. Că ești un om născut din Dumnezeu. Ai simțit durerea păcatului. Ai vărsat vreo lacrimă că ai păcătuit, ai blestemat, ai înjurat. Ai făcut rău fratelui tău, sorii tale. Ai putut să dormi în seara cu un om născut din Dumnezeu. Lasă versetul. Nu poate să doarmă liniștit pe pernă. Că știi că în ziua aceea a întristat pe cineva, a făcut un rău, a făcut o minciună, a spus un blestem, s-a mâniat înaintea lui Dumnezeu. Și omul acela nu poate dormi, nu poate fi liniștit. Știi de ce? Pentru că el este născut din Dumnezeu. Și cine e născut din Dumnezeu nu mai păcătuiește. Și dacă a păcătuit, a făcut un păcat din neveghere, accidental, nu în mod de viață, el nu poate dormi, n-are liniște. El nu e liniștit. Am avut un schimb de vorbe cu cineva și n-am putut dormi dimineața, deși am încercat în ziua aceea să dau de el, dar până dimineața i-am scris, te rog, nu lăsăm diavolul să câștige între noi. Noi suntem frați. Nu lăsăm ca să pierdem teren în fața satanei. Noi suntem copii de Dumnezeu. Ne-am schimbat vorbe, ne-am jignit. Și eu l-am jignit și el m-a jignit cu niște vorbe. A fost accidental, poate a fost pentru prima dată în viața noastră de când ne cunoaștem. Și a putea să trecem, lasă că suntem prieteni, nu-i de o viață. Oameni buni, un om care e născut din Dumnezeu, care a avut parte de naștere din nou, cum poți să dormi și nu vorbești cu fratele tău de ani de zile? Un om născut din Dumnezeu, el nu mai păcătuiește. El nu mai păcătuiește. El trăiește în sfințenie cu Dumnezeu. El trăiește separat de lume, separat de tot ce înseamnă lumea aceasta. Nu contează că ești în Anglia. Și într-o țară străină, asta e viața. Vă aduceți aminte de Iosif într-o țară străină? Când în fiecare zi, scuzați-mă expresia, o femeie trăgea în fiecare zi de el și spunea, culcă-te, spuneți dumneavoastră, cu mine, nu o zi, pe săptămână, nu doar duminica. Biblia spune în fiecare zi. Și omul acesta a spus, auzi, stăpânul nu mi-a oprit nimic. Nu mi-a oprit decât singura ființă care mi-a interzis, stăpânul, a fost tu. Dar știi ce îmi place? N-a zis cum aș putea să păcătuiesc împotriva stăpânului, nu. Că stăpânul nu-l vedea. Că pe tine mulți nu te-au văzut. A zis, cum aș putea să fac un rău ca acesta, să păcătuiesc împotriva cui? Celui care te vede, Dumnezeu. Și în seara asta, în adunare, și vreau să spun încă o dată, în cer, în împărăția lui Dumnezeu, vor ajunge oamenii care sunt născuți din nou. Dovada nașterii din nou este că tu și eu nu mai păcătuim. Și suntem oameni care ne-am pus deoparte pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Te întreb în seara aceasta, cum stai împotriva păcatului? Îl birui? Sau ești biruit în fiecare zi de păcat? Oamenii lui Dumnezeu, stimații mei, frați și surori, noi suntem în această seară, în locul acesta, să trăim o viață sfântă, să trăim o viață trăită cu Dumnezeu în fiecare zi și să avem parte de naștere din nou. Dacă știți că El este în neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din Dumnezeu. Nu poți trăi în neprihănire, nu poți trăi o viață separată, nu poți trăi pus deoparte pentru gloria și pentru Dumnezeu. Dacă n-ai parte de naștere din nou, dacă viața ta nu e schimbată, dacă viața ta nu e transformată, dacă nu te lupți și n-ai biruința asupra păcatului. Și în seara asta mă rog lui Dumnezeu să-ți dea biruință și autoritate asupra păcatului și să păcatul în fiecare zi să-l respingi. Și să nu mai trăiești viață în fiecare zi în păcat, ci o viață pusă deoparte pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Dumnezeu din cer să ne ajute la lucrul acesta și Dumnezeu din cer să ne dea biruință și putere, să fim niște oameni care să ne împotrivim păcatului.
și să avem biruință asupra păcatului. Apoi al doilea argument, a doua dovadă a omului născut din nou, o găsim tot în 1 Ioan, în capitolul 5, versetul 4. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruie lumea. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Omul care e născut din nou, omul care a avut parte de naștere din nou, e un om care biruie lumea. Are biruința asupra lumii. Deși trăiește în lume. În Ioan, în capitolul 17, Domnul Iisus Hristos se ruga pentru ai săi care au rămas și care sunt unde? În lume. Și biserica lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, oamenii care sunt născuți din nou, care au parte de naștere din nou, au biruință asupra lumii. Nu sunt biruiți de lume. Ca un om născut din Dumnezeu te întreb în seara asta, cum stai cu biruința asupra lumii? Și poporul lui Dumnezeu și biserica lui Dumnezeu trebuie să biruie lumea. Ea nu e biruită de lume, ci ea biruie lumea prin puterea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că ei au parte de naștere din nou și sunt născuți din Dumnezeu și au avut parte de Dumnezeu și trăiesc în lume, deci nu sunt biruiți de lume. Dar să ne batem cu pumnul în piept că suntem niște oameni născuți din nou și suntem biruiți de lume. Și în loc să fim noi niște oameni care să biruim lumea, de ani de zile ne biruie lumea. Și biserica lui Dumnezeu a devenit să fie lumească. Biserica, adunările, că biserica e sfântă. A intrat lumea între noi și lumea a făcut ravage. A intrat lumea în biserică, stimații mei, oamenii al lui Dumnezeu, și nu mi-a ajunge nimic. Oamenii din lume, nu știu ce, nu m-am gândit la exemplul acesta. Țin câte o nuntă și cu o petrecere, o zi, noi ținem trei, suntem grozavi. Am mers la o nuntă, ascultați-mă, o nuntă cu niște oameni așa cum sunt ei. Spune noi, e o vorbă, lumea bună, dar asta e o înșelăciune. Că noi spunem că e lumea bună că are nu știu ce mașină. Dar oamenii spun lumea bună. Ascultați-mă, toată ziua oamenii nepocăiți au stat cu aceleași haine, de dimineață până seara, i-am urmărit. Erau mai mulți nepocăiți. Știți de câte ori ne-am schimbat noi pocăiții la o nuntă, în ziua respectivă? Ce vrei să arăți? Crezi că ești mai grozav și mai grozav dacă te schimbi de două, trei ori într-o nuntă, că ești cineva? E o practică să nu-i spun drăcească, dar lumească. Oameni buni, unde e biserica care să fie smerită să semene cu Hristos? Unde e nașterea din nou? Că noi prea multă fală, prea mult ne arătăm, prea multe competiții între noi. Unde e biserica care să poată birui lumea și poftele ei și nebuniile lumești care au intrat în biserica lui Dumnezeu și nu mai putem scăpa de ele? Încercăm din răsputeri, încercăm, dar dăm vina pe unii, dăm vina pe alții. Oameni buni, liderii, noi suntem de vină! Noi suntem de vină! Unde-s predicatorii? Unde-s liderii care să spună stop, stop? Unde-i biruința asupra lumii? Unde-i biruința asupra păcatului? Unde-i biruința în care să ieșim și să scoatem din biserica lui Dumnezeu, din adunarea lui Dumnezeu, lucrurile lumești care ne-au îndepărtat de Dumnezeu? Că nu mai vedem minuni, că nu mai vedem oameni vindecați, că nu mai vedem oameni botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, că nu mai vedem aici semne și minuni. De ce nu mai vedem? E prea multă neghină între noi.
E prea multă lume. Și biserica lui Dumnezeu, care a fost născută la Golgota, trebuie să aibă biruința asupra lumii. Dar a intrat competiția între noi, pentru că într-o zi Asaf se uita în ograda altuia și când s-a uitat, a auzit zgraș. Nimic nu-i tulbură. Au mașini de lux, grătarele merg, totul merge. Și noi ca și creștini astăzi ne uităm prea mult înspre unii, spre alții. Măi, oameni buni, când cineva schimbă mașina, imediat o agitație în lăutul nostru. Cum și-a schimbat-o? Cum a reușit? Ce a făcut ea de are rochea aia? Ce a făcut el de are aia? Ce a făcut? Începi imediat și te agiți. Știi ce? Când încă nu ești născut din Dumnezeu. Că a intrat competiția între noi, oameni buni. E o competiție de moarte, cum n-a fost niciodată. Și omul născut din Dumnezeu, omul născut din nou, e omul care biruie lumea. A ajuns lumea să ne facă program. A ajuns lumea să-ți facă program lumea. Să n-ai timp de familie. Să n-ai timp pentru copii. Ne-au crescut copiii, oameni buni. Și noi ai amintiri cu el, n-ai amintiri cu copiii, n-ai amintiri cu fiica ta, n-ai amintiri cu fiul tău. Pentru că lumea ți-a făcut program. Te scoli de dimineață la 4 și vii seara la 12 și găsești dormind. Știi de ce? Te-a biruit lumea, frate. Te-a biruit lumea, soră, nu știi cum ți-au crescut copiii. Dacă te uiți în fotografiile pe care ai, n-ai amintiri cu ei. Că ne-am lăsat biruit de lume și lumea ne-a făcut nouă program. N-avem timp de biserică, n-avem timp de rugăciune, n-avem timp de post, n-avem timp de nimic. Și de ce? Ne-a biruit lumea, oameni buni. Și omul născut din Dumnezeu face el program lumii și spune: lume, stai un pic, azi e adunare, e duminică, azi e miercuri, e seara de părtășie. Lume, nu-mi faci tu program. Mâine, joi, e adunare. Lume, tu nu-mi faci mie program. Eu sunt un om născut din Dumnezeu. Eu nu percep viața să fie frații la părtășie, să fie frații în adunare și o să fie în altă parte. Nu percep viața fără de Dumnezeu. Știi de ce? Eu sunt un om născut din Dumnezeu. Mie lumea nu-mi face program. Mie lumea nu-mi dirigează viața și familia. Și eu sunt stăpân. Mi-a dat Dumnezeu 24 de ore. Ți-a dat Dumnezeu 8 ore să mergi la muncă. Ți-a dat Dumnezeu 8 ore să dormi. Ce faci cu 8 ore care ți-au rămas? Sunt 24 de ore. Orele nu s-au micșorat, oameni buni. Știi care e problema? Frate, ne-a cuprins lumea. Nu ne mai ajunge. Am pierdut ani frumoși. Am pierdut părtășii extraordinare în care Dumnezeu te putea maturiza și să treci și să ai biruința asupra ispitelor. Ai căzut în ispite, ți-ai distrus și ți-ai nenorocit familia, știi de ce? Și plângi astăzi poate în pumnii tăi pentru că n-ai avut timp. Pentru că 24 de ore care ți-a dat Dumnezeu, ți-a dat să-i gestionezi tu, dar 24 de ore te-au gestionat ei pe tine. Și acele 24 de tine au făcut din tine un rob, au făcut din tine un sclav, în care tu să gestionezi 24 de ore, să spui: mi-a dat 24 de ore Dumnezeu în buzunar. 8 le aloc pentru muncă, 8 ore le aloc pentru somn, 8 ore mă ocup de familie, merg la adunare, fac un studiu biblic, mă rog lui Dumnezeu. Știi de ce? Vizitez un bolnav, merg la o văduvă, fac o ajutorare, fac o casă pentru un bolnav. Știi de ce? Pentru că eu sunt stăpân. Mi-a dat Dumnezeu 24 de ore mie să le gestionez eu. Omul născut din nou este omul
care poate birui lumea. Te întreb în seara asta, ești biruit de lume? Te-a biruit lumea și a făcut din tine un sclav și o sclavă? Scuzați-mă de expresia asta, dar asta vrea lumea să facă din noi. Robi, că știe Satan că dacă vii la adunare ești mai puternic. Că știe Satan dacă citești Biblia ești mai puternic. Știe Satan dacă ai o zi de post în ziua respectivă și tu anulezi o zi de muncă, anulezi o zi de fotbal, anulezi o zi de grătar, anulezi o zi nu știu de ce și stai în post în ziua aceea, știe Satan că tu ești mai puternic. De aceea Satan, știi ce spune? Nu le mai dați paie. Fac cărămizi, dar acum să meargă, acum să-și strângă paie. Ăștia fac copii, ăștia se înmulțesc. Nu le mai dăm timp. Că asta vrea faraon. Să nu-ți mai dea timp. Că știe că dacă îți dă timp, tu ești mai puternic și poți cuceri. Asta vrea Satan. Dar noi astăzi ne împotrivim în numele lui Iisus Hristos. Și vrem astăzi să avem biruință. Și vrem astăzi să fim biruitori în numele lui Iisus Hristos. Și vrem astăzi să biruim lumea prin puterea lui Dumnezeu. Că nouă ne-a dat Dumnezeu biruință. Nouă ne-a dat Dumnezeu putere. Nouă ne-a dat Dumnezeu har. Nouă ne-a dat Dumnezeu înțelepciune. Și noi astăzi prin puterea lui Dumnezeu călcăm peste orice putere a celui rău și biruim lumea în numele lui Iisus. O a treia dovadă a omului născut din Dumnezeu, care e născut din Dumnezeu, tot în 1 Ioan, aici găsim toate argumentele, în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Păi o dovadă că ești născut din Dumnezeu, că ai avut parte de naștere din nou, este omul care iubește. Cum stai cu iubirea în seara asta? Că omul care iubește este născut din Dumnezeu? Și te întreb în seara asta, încă o dată, iubești? Iubești în seara asta? Iubești? Iubești? Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu. Punct! Pentru că oamenii lui Dumnezeu, stimații mei, dovada că ești un om născut din Dumnezeu, iubești, dar nu pe cel care te iubește. Iubești pe vrășmașul tău, pe cel care ți-a cerut haina și din dragoste pentru Dumnezeu i-ai dat și cămașa. Asta e iubirea care vine din Dumnezeu. În seara asta, stimații mei, oamenii lui Dumnezeu, stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu și adevărului Dumnezeu. În cer, în împărăția lui Dumnezeu, vor intra oamenii care sunt născuți din nou. Și omul care este născut din Dumnezeu iubește. Și în seara asta, dacă ești un om care ai ură în inima ta, dă-mi voie să spun în seara asta, tu nu intri în împărăția lui Dumnezeu. Doare? Doare. Dar în seara asta, ascultați-mă, oamenii lui Dumnezeu, eu n-am venit în locul acesta să vă periesc pe dumneavoastră, ci am venit în locul acesta să vă spun adevărul din partea lui Dumnezeu. Stimații mei, oamenii lui Dumnezeu, în 1 Ioan, în capitolul 2, spune așa, cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și el nu este
niciun prilej de potignire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric. Și nu știe încotro merge. Pentru că întunericul, ascultați-mă, i-a orbit ochii. Știi de ce vezi întuneric în jurul tău? Ăla nu-i bun, ăla nu-i bun, comitetul nu-i bun, cântăreții nu sunt buni, ușierii nu sunt buni, ăia nu sunt buni. Știi de ce? Problema nu-i la ei, problema că tu ești orb. Te-a orbit satana cu iubire. Ascultă-mă, dacă ești în seara asta unul care tot spui, ăla nu-i bun, ăla nu-i bun, ăla nu-i bun, problema nu-i la ei. Problema e la tine în seara asta. Problema e la tine, soră, în seara asta. Prin neiubirea ta, prin iertarea ta, diavolul a reușit să te urbească. Ești în întuneric în seara asta. Și în seara asta tu ai nevoie de atingere lui Dumnezeu. Tu ai nevoie în seara asta de o vindecare lăuntrică. Tu ai nevoie să-ți deschidă Domnul ochii în seara asta. Știi de ce? Pentru că tu ai nevoie de atingere lui Dumnezeu. Pentru că tu ești plină de întuneric. Cum ești cu iubirea? Ascultați-mă, există atâta bârfă între noi. Există atâta vorbire de rău între noi. Există atâta ură între noi, cum n-a fost niciodată. Știți de ce? A reușit Satan să ne orbească prin iubire. Dar tu ești chemat în seara asta să iubești pe vrăjmașul tău. Știu că poate sunt răni între dumneavoastră aici, făcute datorită copiilor. Sunt răni aici făcute datorită familiilor care au fost hărțuite în stânga și în dreapta. Știu că sunteți aici oameni care purtați răni în sufletele dumneavoastră. Știi ce spun în această seară? Nici o șansă n-ai pentru cer dacă nu iubești. Pe cine, frate? Pe ăla care mi-a nenorocit familia? Eu sufăr datorită pentru că el mi-a nenorocit familia. Pe ăla să-l iubesc? Și Domnul spune în seara asta, omul care-i născut din nou iubește pe vrășmașul lui. Dar frate, eu sufăr, plângem, avem nopți nedormite, plângem în patul nostru datorită acestui om, datorită acestei familii care ne-a nărocit familia, ne-a făcut atât de rău. Și spui, pe cine să-l iubesc? Pe ăsta? Și Domnul spune în seara asta, da, pe ăla trebuie să-l iubești. De ce? Pentru că tu ești un om născut din Dumnezeu. Cine e născut din Dumnezeu, dovada că e născut din Dumnezeu, iubește pe vrășmașul lui. Îl iubești? Ai iubire pentru vrășmașul tău? Ai iubire pentru cel care ți-a greșit? Dar tu ești orb în seara asta. Și Satan a reușit să te orbească și nu mai poți vedea nimic. Dar în seara asta cel care se poate atinge de ochii tăi nu sunt eu, nici frați. Cel care se poate atinge de ochii tăi e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care e aici. El te atinge în seara asta pentru că tu știi că nu mai poți iubi. Știi că nici nu vrei să dai mâna cu el. Știi că atunci când el este într-o cafenea cu frații, tu spui, eu nu mă duc acolo că el. Știi de ce? Pentru că a reușit diavolul să te orbească. A reușit diavolul să pună ură în viața ta. În seara aceasta mă rog lui Dumnezeu să coboare dragostea lui Dumnezeu în viața ta. Că cine-i din Dumnezeu, cine e născut din Dumnezeu, iubește! El iubește oameni buni! El n-are ură! El este un om plin de iubire! Pentru că Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, versetul 12, spune: aceasta este care porunca mea, să vă iubiți unii pe alții. Știți cum? Cum ne-a iubit? El. Tu nu trebuie să iubești cum te-ai iubit cealaltă persoană, opusul tău sau opusul meu. Nu mi-a cerut Dumnezeu să iubesc în baza meritelor unui frate.
Nu mi-a cerut Dumnezeu să iubesc pe o soră în baza meritului ei, că ea poate nu merită, dar știi cine merită? Din pricina cui trebuie să iubim, din pricina celui care ne-a zis să vă iubiți cum m-am iubit, cum v-am iubit, cine? Eu te întreb, când te-a iubit Dumnezeu, cum era viața dumitale? Cum era viața mea? Știi că în ziua când îl blestemeai pe Dumnezeu și îl înjurai pe Dumnezeu, El te iubea? Știi când stăteai cu spatele spre Dumnezeu, Dumnezeu te iubea? Știi ce spune Domnul? Așa trebuie să iubești tu, cum v-am iubit eu. Nu trebuie să iubești cum iubește Florin, cum iubește Vasile, cum iubește Costel și ceilalți, ci tu trebuie să iubești cum iubește Hristos care e prezent în adunare noastră. Că omul care e născut din Dumnezeu iubește ca și Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu, Costal, aceleași lucruri le fac care le făceam altă dată în lume. Sunt același om. Ce să fac în această zi? Poate ești un om în această seară care ești biruit de lume, pofta lumii. Te uiți unde nu trebuie, butonezi în fiecare seară. Ochii tăi sunt mizerabili și murdari datorită site-urilor, datorită lucruri mizerabile. Și viața ta, tu n-ai biruința asupra lumii. Lumea te biruie în fiecare zi. Ești biruit de pofte, ești biruit de lume, ești biruit de lucrurile lumești. Și te întreb în seara asta, ei bine frate, dar ce trebuie să fac? Poate ești în seara asta un om care ești biruit de lume. Și ești un om în această seară care dragostea lui Dumnezeu n-a pătruns în inima ta, nu poți iubi, nu poți ierta, n-ai cum să ierți. Am întâlnit un frate care 7 ani de zile la noi în biserică nu s-a împărtășit. Și mi-a zis, nu mă las, nu mă las, până când nu-i fac exact ceea ce mi-a făcut el. Știu că i-a făcut un rău foarte mare. Timp de 7 ani, ascultați-mă, mă, oameni buni, ăsta se numea și se numește Pentecostal. Timp de 7 ani a zis, nu-l iert până când nu mă răzbun. Într-o zi tot mă răzbun și 7 ani de zile mi-l luam cina și îl stăte jos. Poate de ani de zile nu te împărtășești. De ani de zile ești același om. De ani de zile ești aceeași femeie. Dar nu te miști. N-ai făcut un pas spre Dumnezeu. Nu te împărtășești de ani de zile. Te-a înțepenit diavolul cu neiertare și neiubirea. Dar în seara asta vreau să spun, există unul care te poate schimba. Este unul care în seara asta poate transforma viețile, viețile noastre. El te poate ridica în seara aceasta în numele Domnului Iisus Hristos, pentru că ridicarea și transformarea o face doar unul singur și acela o face Domnul Iisus Hristos prin cuvântul Său binecuvântat să fie în numele Lui Dumnezeu. El schimbă în această seară, El transformă în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. Ascultați-mă, oameni buni, cine face nașterea din nou, cine produce schimbarea în viețile noastre, spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce a auzit aceste cuvinte, propovăduirea lui Petru, i-au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Poate în seara asta ești un suflet aici străpuns de cuvântul lui Dumnezeu. Este momentul în care Dumnezeu începe nașterea din nou în viața ta. Nu vrei în seara asta să te lași atins de Dumnezeu? N-ai vrea în seara asta să ai parte de naștere din nou? Că n-ai avut-o până această seară, dacă trăiești în astfel de lucruri. N-ai avut parte. Dacă continui și trăiești în păcat și păcătuiești intenționat în fiecare săptămână, în fiecare zi, în fiecare lună, tu n-ai avut parte de naștere din nou. Și în seara asta, cel care produce nașterea din nou în viața ta și în viața mea, e cuvântul lui Dumnezeu. Când au auzit propovăduia lui Petru, au zis, ce să facem? Și au fost străpunși în inima lor. Și Petru le-a zis, pocăiți-vă și faceți fapte vrednice de pocăință, pentru că au fost străpuși de cuvântul lui Dumnezeu.
Ești în seara asta înaintea lui Dumnezeu. Ești în prezența Dumnezeului celui viu. E 8:30 în această seară și vreau să închei, că așa e timpul, până la 8:30, la 9:20 încheiem în această seară. Și vreau să spun în numele lui Iisus Hristos: vrei tu să ai parte de naștere din nou? Pentru că fără de naștere din nou, ascultă-mă, nimeni, absolut nimeni, indiferent că ești predicator, indiferent că ești cântăreț, indiferent că transpiri, indiferent că nu transpiri pentru Dumnezeu, în cer, în împărăția lui Dumnezeu, vor ajunge doar o singură categorie de oameni: oamenii care sunt născuți din nou. Te întreb încă o dată în seara asta: o ai? Nu știu ce așteptări ați avut dumneavoastră în această seară, dar am vrut să mă las călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să spun în seara asta: nu te juca. În cer, în împărăția lui Dumnezeu nu ajungi oricum. În cer, în împărăția lui Dumnezeu vor ajunge doar oamenii care sunt născuți din nou. Nu contează că predici, nu contează că cânți, nu contează că scoți draci în numele lui Iisus Hristos, nu contează că prorocești. Știi ce contează în această seară? Tu să fii un om născut din Dumnezeu, viața ta să fie sfântă, pusă deoparte pentru Dumnezeu, să poți birui lumea și să ai iubire în viața ta, să iubești pe vrășmașii tăi, să nu există om în lumea asta pe care să nu-l iubești. Vreau să vă spun în seara asta, oamenii lui Dumnezeu, dacă există vreun om pe care eu nu-l iubesc, eu nu ajung în cer. Ai vreun om care nu-l iubești? Nu amâna. În seara asta stai înaintea Domnului, împreună cu mine, și cere putere de la Dumnezeu și cere autoritatea lui Dumnezeu să spui: Doamne, dacă eu nu iubesc, nu pot ajunge în cer, în împărăția ta. Și în seara asta vreau să iubesc cu toată inima, cu toată puterea, Doamne, să te slujesc pe tine, Doamne. În seara asta, stimații mei, oameni al lui Dumnezeu, aș vrea să ne ridicăm înaintea Domnului în picioare și să stăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că vrem să ne rugăm în această seară. Vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu. Faptul că ești în locul acesta, vreau să cred în seara asta că tu vrei cerul și împărăția lui Dumnezeu. Dar tu trebuie să înțelegi în seara asta, în numele lui Iisus Hristos, că în cer tu nu poți intra oricum. Faptul că ai venit la adunare în seara asta, îți dorești un lucru: să fii un om mântuit și să ajungi în cer, în împărăția lui Dumnezeu. Dar în cer, în împărăția lui Dumnezeu, nu vor intra cei care vor zice: Doamne, Doamne. Ci în cer, în împărăția lui Dumnezeu, vor intra oamenii care sunt născuți din nou. Și în seara asta vrem să ne rugăm lui Dumnezeu. Și în rugăciunea aceasta se spune lui Dumnezeu: Doamne, eu m-am botezat, am îmbrăcat o haină albă, Doamne, în urmă cu 20 de ani, dar văd că viața mea nu-i schimbat, încă mai trăiesc în păcat, încă mai sunt biruit de lume, Doamne, încă n-am putere să-mi iubesc vrășmașii, Doamne, încă tot un om lumesc sunt, încă o ființă firească și lumească sunt. Doamne, în seara asta eu vreau cerul și împărăția, nu vreau iadul, Doamne. Eu vreau să ajung în cer, în împărăția ta, în cerul pe care l-ai creat pentru mine, Doamne. Cerul este pentru mine, Doamne. Pentru mine l-ai făcut așa de frumos și eu vreau cerul și împărăția, Doamne. Dar viața mea nu-i schimbată, Doamne. Pentru că Tu-ți cunoști viața și eu îmi cunosc viața. Tu cunoști gândirea ta, cunoști în fiecare zi ce în casa ta, dacă în casa ta e iad sau în casa ta e rai. Tu știi cum îți trăiești pocăința, tu știi ce relație ai cu Dumnezeu. Eu îmi cunosc relația mea, dar noi stăm în fața Dumnezeului care ne vede în seara asta. Noi stăm în fața lui Dumnezeu care cunoaște fiecare gând, cunoaște fiecare gest, cunoaște fiecare atitudine din viața noastră. Și în seara asta ai șansă să te pocăiești, ai șansa în seara asta ca inima ta să fie străpunsă de puterea cuvântului lui Dumnezeu și din seara asta să începi o viață nouă cu Dumnezeu. N-ai vrea tu să începi o viață nouă cu Dumnezeu? N-ai vrea începând din această seară ca viața ta să fie transformată și schimbată de puterea lui Dumnezeu? Haideți să intrăm într-o scurtă rugăciune. Să stăm înaintea Dumnezeului celui viu și să spune: Doamne, noi vrem cerul, dar cu viața mea, cum arată viața mea, eu nu pot intra acolo, Doamne. Că în cer, în împărăția ta, nu va intra nimic întinaș și spurcat, ci în cer vor intra, Doamne, lucrurile care sunt noi, care sunt schimbate de puterea ta. Intră în rugăciune. O, mărire ție, Doamne! O, mărire numele Tău! O, mărire puterii Tale!